Eu nu știu de ce DNA-ul, dacă este, dacă are un dosar beton, dacă nu are niciun fel de ambiție personală în, ca ăla să fie arestat sau nu. De ce nu își promovează la Pitești dosarele până la ora 16 și să fie repartizate aleatoriu la oricare din judecători? Ce vreți să spuneți DNA-ul, acum mai clar? DNA-ul este foarte clar. Deci DNA-ul are o judecătoare cu care lucrează, vede săptămâna viitoare când este de serviciu judecătoarea respectivă. Astăzi procedează la reținerea unui cetățean. Așa numit serviciu de permanență. De permanență, sigur. Pentru că după ora 16, la fiecare instanță este cât un complet care asigură permanența. Și toate dosarele care vin, sau solicitările, după ora 16, sunt preluate de acest judecător de serviciu. Și atunci, DNA-ul de la Pitești astăzi face reținerea, știind că mâine judecător de serviciu este doamna cu pricina. Cum o chema pe judecătoarea? Mâine eu nu folosesc nume, pentru că eu apăr un principiu aici. Da. Adică, domnilor de la DNA, dați dosarele la instanță până la ora 16. CSM la ora a 16, emis fără 10. Un comunicat în apărarea reputației judecătorului de la Pitești de care vorbiți și respinge astfel de acuzații. La fel cum și UNJR, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, a emis un comunicat duminică în care acuză politicienii care au chemat la manifestări de stradă, îi acuză de exercitarea de presiuni politice. Adică ați avut parte de reacții din interiorul sistemului de respingere. O, dar e normal. Nu. Reacția n-a fost chiar așa, dar aproximativ cum ați descris-o. Sigur că inclusiv CSM-ul, Asociația Profesională, trebuie să sară în apărarea judecătorilor. Toate acestea însă s-au întâmplat și pe fondul unor declarații pe care un politician local acolo, domnul senator Mircea Andrei, le-a făcut. Niște declarații care sunt cel puțin neglijente. Dar ce a spus mai exact? Nu știu, ce a scris presa, că în două săptămâni sau după 20 ianuarie Niculescu va fi arestat. Asta a spus în redacția, cel puțin așa scrie presa, că ar fi spus în redacția unui ziar local. E, uite că s-a adeverit acest lucru și toate astea au făcut să crească. Mircea Andrei a fost procuror înainte. Toate acestea îi duc, mai ales pe cei care sunt specialiști în scenarii, îi duc la a contura o situație care are elemente care te fac să fii îngrijorat.